Domnul Ieremia a spus, da? Da. Motivul legitimării. Prezența dumneavoastră în acest loc. A, prezența mea în acest loc. Care este fapta ilegală pe care am săvârșit? Vreau să vă stabilesc identitatea. Pentru ce? Nu v-am observat foarte bine. Nu m-ați observat foarte bine. Deci, dacă nu m-ați... Haideți la secție. Haideți la secție, vă rog. Haideți la secția de poliție. Vreau să vă stabilesc. Haideți la secție, mi-o stabiliți la secție. Nu, putem să stabilim și aici, dacă avem... Refuz să mă legitimez în fața noastră. Haideți la secție. Haideți la secție. Deci vă rog frumos, haideți să mergem la secție. Să mergem la secție, nicio problemă. Onorată instanță, să se consemneze faptul că nu mi s-a comunicat motivul legitimării. Am fost interpelat pe stradă fără să săvârșesc o faptă ilegală. Agenții de poliție refuză să-mi comunice de ce m-au interpelat și de ce vor să mă legitimez. Așadar, voi merge la secție să mi se comunice și mie aceste lucruri. Foarte bine. Prezența mea în acest loc. Prezența mea în acest loc. Vă ascult. Vă ascult. Ok. Cu două minute înainte, ați trecut foarte frumos pe carosabil. Da, așa este. Așa este. Aveți voie să mergeți în partea carosabilă? Ok, bun. Mi-ați comunicat până acum acest lucru? Mi-ați comunicat până acum acest lucru? Atunci vreau să vă registrați. Pentru ce? Pentru că ați fost în partea. Am fost pe carosabil pentru că dumneavoastră în momentul de față săvârșiți o faptă ilegală. Aveți autospeciale fără rampe pornite pe o zonă unde este staționarea interzisă. Haideți la secție, vă rog frumos. Haideți la secție. Haideți la secție. Unde mergem? La care secție mergem? Haideți la secție, vă rog. Insist. Insist să mergem la secție. Este dreptul meu să solicit acest lucru. Haideți la secție. La ce? Spuneți-mi la ce secție mergem. V-ați prezentat. Agent Ieremia din cadrul brigăzii rutiere. Domnul Ieremia. Domnul Ieremia, vreau să mergem la secție. Acum. Mă hărțuiți, ba da, mă hărțuiți. Nu v-am hărțuit cu nimic. Ba da, m-ați oprit pe stradă pentru, la 500 de metri după ce plecasem de aici. Dumneavoastră săvârșiți în momentul de față o faptă ilegală. Sunteți staționați fără rampe pornite pe o secțiune de drum unde nu aveți voie să stați. Bun, eu de asta am filmat. Aici avem un punct de microfiltru, da? Așa. Bun. Ia spuneți-mi. Da, PSI-ul ăla care este de la jandarmerie, tot la microfiltru. Da. Da? Bun, deci toate astea. Porniți rampele, vă rog frumos. Păi haideți, porniți-le. Mă ascultați? Da, eu vă ascult. Vă rog, sancționați-vă între dumneavoastră. Vreau să vă aveți identitatea dumneavoastră. Numele dumneavoastră de familie, vă rog. Haideți să mergem la secție, domnul Ieremia. Domnul Ieremia, domnule, vă rog, și eu vă rog să mergem la secție. Haideți să mergem la secție. Tehnologia necesară. Da, domnul Ieremia. Eu vă ascult. De a vă stabili identitatea, fără a fi nevoie să mergem la bun. Puneți-mi și mie de unde este tableta aia. Ministerul Afacerilor Interne, da? Are bun. Registru, are tot. Bun, ok. Haideți să mergem. Mulțumesc. DGPMB, da? Bun. Domnul Ieremia. Da, domnule. Deci eu sunt... Mi-a spus domnul Dide cumva? Poftim? Mi-a spus domnul Dide? Nu, am înțeles. Bun. Haideți să mergem la secție, domnul Ieremia. Domnul Ieremia. Domnul Ieremia. Eu vă ascult. Vă rog să-mi prezentați un alt de identitate cu fotografie pentru a vă putea stabili identitatea. Dacă nu doriți... Și mai... Spuneți-mi fapta ilegală pe care considerați că am săvârșit-o sau o săvârșesc. V-am fost în calitate de pieton. Bun. Este, am dreptate? Da, aveți dreptate. Foarte bine. Spuneți... Vreau să vă legitimați.